Salutare, dragi prieteni, Squid Fishman aici, bine ați venit la o nouă aventură la pescuit și vânătoare. Nu, doar pescuit. Pe canalul meu o să vedeți o sesiune de pescuit. Am început de alaltă ieri pescuitul, de alaltă ieri, adică vineri am venit și am nădit. Ieri am pescuit, astăzi am dat la pește, dar peștele nu trage deloc. Este ora 11, n-am avut nici măcar o trăsătură, sau 12, nici nu știu exact cât e. Și, din păcate, în această sesiune nu veți vedea drilluri, din cauza că nu-i nimeni care să mă filmeze. Am avut reproșuri că cineva m-a filmat și că eu mă dau rotund că n-am nevoie de nimeni și cineva m-a filmat. Era cineva pur și simplu pe locul ăsta săptămâna trecută și, bine, și săptămâna trecută și când ați văzut voi clipul unde am fost criticat de cineva, Cristian Leon. Nu mă face să zâmbesc când mă gândesc la numele lui. Dar el m-a criticat. Era cineva care a venit peste mine și am făcut și lui loc să pescuiască și l-am rugat să mă filmeze. Bineînțeles că n-am mai prins la fel de bine ca atunci când eram singur. Dar lumea nu vrea să înțeleagă că la crap trebuie liniște. Și eu acum fac gălăgie, dar o fac pentru voi. În mod normal ar fi liniște de mormânt. Da. Ce să vă mai zic? Vreau să vă mai zic. Așa, și săptămâna trecută am fost filmat tot de acel personaj care m-a sunat să vină aici, că el a nădit locul, că nu știu ce, și a zis că hai, vină să dai și tu. El n-a prins niciun pește, am prins eu, m-a filmat, s-a supărat, o să vedeți. Ați văzut săptămâna trecută. Ok. Și vineri când am venit, mi s-a întâmplat un lucru extraordinar. M-am întâlnit cu cineva care mă urmărește, vreau să vă zic asta, sper să o zic cât mai repede. Și mai era cu cineva care l-a adus în locul ăsta, au încercat ei să vadă de pe după copaci unde e locul și tot felul de chestii astea. Bineînțeles că nu v-am spus niciodată unde e locul, pentru că vă dați seama, e destul de greu să găsesc un loc. Sunt locuri mult mai bune de prins la crap, în care probabil o să mă duc, în care o să mă vedeți, dar de prins crap, nu la crap, de dat la crap. Am combinat două și am făcut o prostie. Dar aici ajung cu mașina foarte, foarte aproape de loc și v-am zis de nu știu câte ori, eu sunt dublu operat de ernie de disc, nu pot să car foarte mult, vă dați seama, trebuie să car o grămadă de nadă și tot felul de alte chestii, sculez. Multe și pur și simplu mi este mult mai comod aici, dar lumea crede că vai de mine că doar în locul ăsta se prinde. Nu se prinde doar în locul ăsta, nădiți, așteptați, învățați locul și veți prinde. Nu peste tot peștele circulă, nu credeți că stă aici, nu este îngrădit cu absolut nimic să stea aici, cu absolut nimic. Peste tot se poate prinde, am fost pe siret, am văzut cum prindeau alții, bine, eram cu mulți ani în urmă, nu prindeam nimic, știau unde să dea, știau cum să dea, iar suceveni, noi zicem că noi suntem din Botoșani, veneau sucevenii și tot veneau echipe care păstrau locul respectiv și nădeau mereu și scoteau zeci și sute de chile de crap de acolo, deci și pe siret se poate în zona Botoșanului, deci se poate pe orice râu. Încercați să aplicați, știu că spuneți că nu este pește, insistați, că vă garantez că o să prindeți. Mulți ani nu am prins nici eu, până am învățat tot felul de chestii, pe care bineînțeles că le-am împărtășit și cu voi. Da, și ce vă spuneam despre omul respectiv, un om extraordinar, nici nu m-am gândit că sunt asemenea oameni pe aici, pentru că până că și poliția de frontieră și toată lumea nu poate să înțeleagă de ce eu eliberez pești, deci pur și simplu nu poate să înțeleagă de ce eliberez pești și de ce nu sunt avar după pește când carnea de pește de prut este atât de bună. Deci pur și simplu nu pot să înțeleagă. Dar bine, nu-i vorba despre asta. Și omul respectiv era cu cineva mai în vârstă care i-a spus că dacă vrea vorbește cu poliția de frontieră și îi ocupă locul și câteva săptămâni poate să stea doar el aici, tot felul de chestii de astea, cu relații, cu nu știu ce. Și omul respectiv zic, nu, eram doar curios să văd, îmi doream să văd locul unde pescuiește squid, să văd ce am văzut pe televizor și a zis că el pune mult mai mult preț pe filmele pe care le fac
și pe faptul că împart, nu știu, natura cu voi și experiențele mele frumoase. Îi place mult mai mult chestia asta decât să vină să pescuiască. Deci un om care pur și simplu m-a uimit că nu este avar după pește, că cu siguranță au venit și cei din sat care au aflat că prind și n-au prins. Unii au prins, unii n-au prins, bineînțeles, nu la fel de mult ca mine și pe departe, dar bănuiesc eu că majoritatea așteaptă să plec eu, să las locul bine rădit și pescuiesc ei. Nu ai nicio problemă, e super ok cât timp pot să pescuiesc și eu și să împart cu voi chestiile astea. Mamă, ce mult am vorbit! Fu, facem iar un film de 20 de minute, cu tot cu capturi. Da, și m-a surprins, îl salut cu mare, mare drag, negru de la vopsit fire. Cred că am mai zis? Nu știu, cred că am mai zis. Da, îl salut cu mare drag și îl respect. Era cineva puțin mai tânăr ca mine, nu mare diferență, chiar m-am uimit și chiar mă bucur că filmele mele fac o diferență, sincer. Mi se pare super, super. Vizionare plăcută, prieteni. Haideți să vedeți ce am prins, că probabil v-am plictisit. Iată, prieteni, și cleanul zilei. Foarte, foarte miculean. O să-l mai rețin puțin, o să merg în montura pentru somn. Diseară, la ora 6, voi încerca să dau și la somn. Poate, poate, cine știe, mă bat și cu un monstruleț, nu? A mai venit încă un crăpușor. Din fericire m-am mai împăcat așa puțin cu Cristian Leon, nu? Așa, sper că nu greșesc. Nici mi-au mai trecut nervii. Și supărarea și sentimentul nasol. Montura cu doi plumbi. Nu știu dacă ați văzut, la cel dinainte era cu doi plumbi și un momitor. Am încercat și altă variantă. A fost în buza de jos, înțepat. Îi dau așa vreo 5 kg acum. Și vedem dacă într-adevăr, pentru că vreau să-l cântăresc, vedem dacă chiar are 5, nu? 5,940, să zicem 5 jumătate. Tot un sălbăticuț. Ia să-l vedem mai bine. Coada roșcovană. Mai mult portocalie. Absolut superb. Iar o să-i tai astea. Ia să vedem. Am una aici. Ia uitați și voi cam cum arată. S-a uscat de la cei anteriori. Vedeți? Cu asta îi prinde setca, din păcate. Ok, haideți că îi tai și îl eliberăm, da? Prietenii, am tăiat aripioarele. Ia, vedeți? Își poate mișca doar din asta. Chiar dacă are mușchi doar pe spinul ăsta, o poate mișca cu totul. Și aici la fel, vedeți? E suficient în cazul în care vrea să facă el niște viraje prin apă. Deci ar trebui să fie bine, după părerea mea. Da, prieteni, am ajuns cu el în apă. Cred că ar trebui să-l mai las puțin să-și revină, că a stat destul de mult la suprafață. Dar văd că e gata de plecare. Da, o să văd ce ziceți și voi cu tăiatul ăsta de aripioare. Să văd care e părerea voastră, pentru că chiar nu știu dacă fac bine sau nu. Mie mi se pare că e foarte bine, sincer. Dar, na, mă interesează foarte mult și părerea voastră. E cam mulit aici apa. Să-l dau mai încolo să-l vedeți mai bine. Aici e roșu, el, așa pe parte. E bine? E bine. Mă întreabă lumea dacă îi dau drumul, e poliția de frontieră aici. Nu pot să țipă, cum se spun, da? Gata, pleacă. Uitați cum a sărit acolo ceva. N-am văzut și cum a plecat. Ok, haideți. Voiam să vă mai arăt ceva. Astăzi, în lipsă de șrot, pentru că l-am uitat, și alte nade și pelete, am folosit chestiile astea pentru un novac. Pentru a lega porumbul, vedeți aici, am și de asta deschisă, s-a cam înmuiat, dar să știți că se ține bine dacă o presez. Și dintre asta verde, să vedem care e cea verde. Nu mai țin minte ce am prins novacul cel mare, sincer. Să vă arăt și care, și asta în altă. Cred că asta îmi place mai mult. Dar și asta atrage peștele. Ce zic, să o atrage porumbul, habar n-am. Oricum, asta am folosit ca să leg, deci vreau să vă arăt că practic se poate folosi orice ca să legăm boabele de porumb,
și să le punem pe momitor sau, bineînțeles, să înădim cu ele. Astea, nu știu dacă vedeți, sunt roase toate șoareci. Azi de acum 2 ani, anul trecut n-am reușit să dau ele și aici la fel. Asta cred că mi-a prea plăcut. Le-a plăcut. Cred că mai am încă o pungă și pe mâine. Dacă nu, voi folosi niște făină, ceva de la bunica. Ok. Am mai intrat un crap, prieteni, așa mai pe seară. Ora 7 fără 10. Frumos, frumos. 3 kg să-i dăm. Acum apreciez mai mult dacă noi le deam vreo 2 jumate. Ia să vedem unde are cârligașul. Stai. Nici nu știu ce să fac, dacă să-i dau drumul ăsta sau nu. Am vorbit cu bunica mea. Cârligul, ia să vedem dacă mai este bun. Nu, nu mai este bun. Deja i s-a dus vârful, aproape după fiecare pește trebuie să îl schimb. Scuze pentru unghii din nou. Asta este, știți care-i treaba. Nu știu dacă s-a dus sau nu, e foarte frumos. E un vânt josel. Mi-a zis bunica că vrea un pește. Că ea așa muncește și îmi face porumb. Nu știu ce o să fac. E prea frumușel ca să-l iau. Dar e mai bine că nu e foarte mare, că dacă ar fi mai mare, dacă aș prinde numai mare de acum, ar trebui să-i duc unul mai mare. Da, o să-l iau și de acum o să-i eliberez tot. Așa o să fac. Asta este, na. Prietenii, nici în extreme nu o dau, vă dați seama, nu vă judec pe cei care rețineți. Totul este să reținem cu chipzuință și să nu ne lăcomim la pește. După cum vedeți, eu îl rețin, nu îl rețin pentru mine. I-aș putea spune bunicii mele că îi cumpăr pește, i-aș putea aduce pește cumpărat, pește marin, probabil doradă, sigur, adică îi place că i-am mai cumpărat, dar nu știu, muncește și ea foarte mult, este foarte bătrână, se mișcă greu și totuși îmi fierbe câte 15 litri de porumb în fiecare zi. Așa că o să o fac pentru ea, sincer. Știți că am mai luat 2 data trecută, un ten și un crap și cu ăsta 3. Da, ok, prieteni, haideți, continuăm, vedem dacă mai prind. Cineva mi-a spus să țin ochii, mâna pe ochi, ca să nu se mai zbată, după cum vedeți, funcționează. Prieteni, mi-a tras un crap, cred că un crap, nu știu, era la porumb, a tras mediu, nu foarte tare, și nu știu, cred că nu era bun cârligul, am scos o singură boabă, nu s-a înțepat. În schimb, în timp ce schimbam cârligul, ia uitați ce a mai intrat la boabă, la porumb, un clen noi, e un clen noi, da. Un clen frumos. Aș da mâine dimineață cu el la somn, pe celălalt care e mult mai mic decât ăsta. Deja l-am dat și mai aștept puțin până se întunecă bine și îi voi elibera pe acela și pe ăsta o să-l las în juvelnic până mâine și dacă nu papă somnul, îl voi elibera, chiar dacă o să aibă o rană, cu siguranță va fi mai bine decât să-l rețin, nu? Ok, frumușelă. Prieteni, și mai seara, încă un clean. Nu știu ce au plățit clenii ăștia. Doamne ferește să se apuce să mănânce porumb. Mai ales că sunt destul de mici. Bine, ăsta e și mai mare ca celălalt. Grăsulean. Sper că nu mi-a stricat cârligul. Oare îți dau la somn și cu ăsta. Are peste jumătate de kilogram. E destul de frumușel. Nu o să dau la somn cu el. O să-l eliberez. O să stați că îl eliberăm în condiții și mai bune. Nu? Acolo a sărit o namilă. Da. Și revine repede. Haideți să-l eliberăm, că e frumușel. Oricum nu-l luam acasă, dar poate să deam la somn cu el, oricum e prea mare. Când eram copil mi-a rupt un somn imens. Dar nu cred că am dat, nu cred că era chiar așa de mare cleanul cu care am dat.
S-a prins la botic. Am. A plecat vânjosul. Da, prieteni, am adus să vedeți suportul. Ia uitați cât e de îndoit. Ok, ok. Cam asta e treaba. Nu știu dacă vă dați seama, dar e foarte pronunțat. Gata. Prieteni, am filmat clipul de final și din fericire am mai intrat un crăpușor și astăzi un mascul. Se pare o frumusețe de pește. Întuneric. E noaptea, nu te zbați. Da, prieteni, să vedem ce frumusețe de pește. Cârligul acolo, foarte, foarte, foarte bine. Am schimbat cârligul, am terminat în două zile două pachete de cârlige, 20 de cârlige. Bine, poate nu chiar în două zile, nu știu dacă erau chiar pline. Mi-a mai rămas unul singur din acela. Nu, trebuie să-l scot nu pe film. Tot de la Fox, numărul 2. Da, un pește frumos. Ei dau vreo 5 kg. Dar am adus și cântarul, îl cântăresc, vă spun, și îl eliberez. Să-i mai tai astea? Ar trebui, nu? Ar trebui. Haideți, continui imediat. Da, prieteni, vreau să vă arăt schimbarea la montură, că am schimbat puțin strategia și se pare că a dat roade bine. Nu, asta e strategia. Strategia e locul în care am dat, cum le-am schimbat. Uitați cât de tare a tras. Vedeți, venim până aici și ne ducem la celălalt. Acolo sunt opritorii cât de sus au ajuns. Asta e cârligul pe care l-am folosit. Un numărul 2 de la Fox, nu știu exact de care-i. Foarte, foarte bine, foarte bine s-a prins. Și uitați spinii pe care i-am tăiat cu chestia asta. Vă rog să nu mă certați foarte tare cu tăieturile astea. Eu mă gândesc la binele lor, dar sincer, nu știu dacă fac un lucru foarte bun. Mai discutăm în rubrica de comentarii. L-am băgat în apă, l-am cântărit 5,5 kg cu tot cu mincioc, adică doar chestiile astea două și cu plasa. Ar trebui să cântăresc o dată plasa asta udă așa după ce scot un pește ca să văd. Cât am zis, 5,5 are cu tot cu plasă, deci îi dăm un 5 kg, bineînțeles, cred că vreau un 5-200 are el, dar nu știu, poate scântăresc după asta plasă să știu, dacă nu uit. Ia să-l vedem cât e de frumușel, dacă s-ar mai limpezi puțin apa aici la mal, să-l vedeți și voi mai bine. Eu nu știu cum filmam, că eu mă uit la el, nu mai am nici baterie, numai bun, un pește foarte frumos de final. Mă bucur că am venit și astăzi. O să vedeți clipurile de final pe care deja le-am filmat. Exact înainte acestui pește, nu știu, cu vreo jumătate de oră, o oră, am scăpat unul. Nu știu dacă era mai mare, nu știu care e treaba, dar bineînțeles că mi s-a părut gigantic. Da. Vedeți că am învățat să-l eliberez singur. Deci, treaba e bună. Hai, mă, golan. Așa. Cum găsește el calea singurel? Nu? Așa, frumușelul. Gata, a plecat. Prieteni, s-a cam terminat treaba. După cum vedeți, prutul s-a cam tulburat. Bine, este mai tulbure. Nu știu dacă vă dați seama, la mine se vede clar. Vine așa în nori de ceață. De ceață, de tulbureală. Din păcate am scăpat un pește mare, foarte mare după părerea mea, dar după cum bine știți, toți peștii scăpați sunt cei mai mari, cel mai mare e cel scăpat, așa că nu poți să știi până nu... Scuze, iar mă scarpin. Nu poți să știi sigur care-i treaba până nu prinzi. Mamă, dar nu vrea să se deschide deloc. Până nu scoți pe mare și îl cântărești, dar părea imens. Eram plecat din zonă, o lansetă culcată foarte, foarte tare la pământ, aproape să iasă din suport. Și când am venit, peștele era, l-am simțit, era foarte, foarte, foarte departe. A luat de pe fir și a trecut după o buturugă, ceva după un lemn foarte mare. Totul e foarte mare, foarte, foarte, foarte. Da, era trecut după un lemn și l-am simțit, am stat cu el în cârlig câteva secunde, vreo 10, probabil l-am simțit cum dă din coadă, era mare, probabil era un ten,
Mă gândesc din cauza că l-am văzut, deci când am forțat puțin, s-a ridicat și s-a atins. Deci o taia, nu știu exact cum era treaba, dar a scăpat. A sărit în sus și a scăpat. L-am văzut la o distanță foarte mare, de asta zic că probabil era mare, din cauza l-am văzut de departe. Și spre deosebire de ten, era așa mai cărămiziu ca un crap. Dar din cauza că era la suprafață, m-am gândit că e ten, pentru că tenul de obicei se ridică la suprafață. Dar poate era într-o zonă cu apă mai mică, pentru că era la o distanță foarte mare. Nu era nici în malul nostru, nici în celălalt mal, era undeva pe mijloc. Din păcate nu pot să mai stau, este ora 3, am treabă și acasă, trebuie să filmez ferma bunicii, puii mei și dinastia gâștelor, trebuie să mă mai ajut pe bunica cu una alta, așa că din păcate nu pot să mai stau. Când vine așa tulburel, o oră, două, mai sunt șanse să pună botul peștele, dar din păcate s-a cam terminat la mine. Vă mulțumesc că m-ați urmărit, sper că v-a plăcut, nu uitați subscribe, uitați de abonare, poate mai vin filme de genul ăsta, cine știe, dacă nu anul ăsta, cu siguranță la anul. M-a buțit soarele un pic azi, a?